ferma cu grădiniță și cu școală proprii. Cum ar fi ca micuții crescuți la oraș să aibă posibilitatea ca să folosească mai puțin internetul, să învețe și să petreacă timpul în aer liber, în grădina de legume ori printre păsări și animale de curte? Vi se pare o idee grozavă, nu-i așa? Ei bine, în minutele următoare urmează o realitate mai puțin obișnuită pentru zilele noastre, realitate descoperită de colega mea Elena Picu, în comuna Albota, din județul Argeș. Așa cum am promis, am revenit la ferma Alinei, a lui Gabi și a lui Iacob Matei. Este un concept nou folosit, mai ales în educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor, care pe lângă hrana sănătoasă, aici au parte și de educația outdoor. O reală provocare, atât pentru părinți cât și pentru copii. Iar partea și mai bună este că lucrurile sunt într-o dinamică permanentă. Școala de vară, o să facem și o grădiniță privată cu program prelungit, adică de la 6 după amiaza, să-și lase copiii, părinții copiii aici, cu cea mai mare încredere, unde aici o să învețe engleză, germană, călărie, outdoor education, educație în aer liber, tot ce înseamnă natură. Legumicultură, pomicultură, agricultură și așa mai departe, avem tematică de toate felurile, avem combine, tractoare, tot ce trebuie pentru treaba asta. Și în afară de grădință asta cu program prelungit, o să facem bani școală de vară, avem tabere de o zi, tabere de weekend, tabere de o săptămână, deja funcționăm, avem 40 de locuri de cazare. Copiii se simt extraordinar aici. Revin? Nu vor să mai plece, ce să pleacă cu lacrimi pe obraj de la noi, dar asta ne face cel mai fericit, că pentru asta am muncit. Pentru asta muncim să vedem satisfacția lor și vă dați seama că și satisfacția noastră e pe măsură. Și probabil că vă rămân prieteni. Tot timpul. Facem și un grup, avem un grup pe WhatsApp, tot și care pe pragul colaborăm în permanență pe WhatsApp sau pe Facebook, cu cei mai apropiați. Avem copii care de când am dat drumul de 2-3 ani, când am dat drumul, vin weekend de weekend aici. Aceiași copii s-au prietenit, acum elaborează într-un anumit fel, să înțeleg într-un anumit fel, doar din privit. Vă dați seama că se cunosc extraordinar, s-a legat și între ei prietenii, nu doar între noi și ei. De-aia face totul ca să fie foarte special aici. Și majoritatea copiilor vin pentru Iacob, e un exemplu pentru copiii, dar astăzi el... Chiar și el însuși e tot un copil, că el nu are nici 15 ani. L-am plinit 15 ani și văzându-l că face sport de performanță, că se implică, călărește perfect, se ocupă de animale și așa mai departe, se percepe la tot, merge cu tractorul, combine cu orice. Adică așa a fost educat. Și acum a devenit un exemplu, care foarte mulți erau reticenți înainte de treaba asta, că nu vrea să-și crească copiii la țară. Știți că un foc nu îți dă muncă, că e muncă, e grea, nu. Dar, vedeți dumneavoastră, cum m-a mai întrebat cineva, e foarte multă muncă, nu puțină, nu nici măcar medie, e foarte muncă. Animale noi, niciodată liber. Sâmbătă, duminică, n-ai pași, n-ai revelion, dar și satisfacțiile sunt pe măsură. Și acum, înapoi, oricum nu mai putem să mai dăm, e imposibil, vă dați seama. Să sperăm că o să ducem la bun sfârșit asta și să afacerea asta și să ocupe ea, să rămână lung la nevoți și mai departe.